Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Județean Timiș, a organizat în decursul anului școlar 2023-2024 cursuri de prim ajutor pentru elevii din școlile timișorene. Cursurile sunt menite să îmbogățească cunoștințele elevilor și să îi pregătească pentru viață, pentru situațiile critice care pot apărea în școli, la locul de joacă sau pe stradă. Elevii de gimnaziu au fost instruiți să prevină riscurile, să respecte regulile de siguranță și, dacă e cazul, cum să apeleze numărul unic de urgență 112. Liceenii au avut, în plus, sesiuni de instruire pentru acordarea primului ajutor. De asemenea, și profesorii au avut parte de pregătirea necesară în situații de urgență. Cursurile de prim ajutor fac parte din proiectul Creșterea nivelului de pregătire al elevilor în utilizarea tehnicilor de acordare a primului ajutor, precum și modul de comportare și acțiune în cazul situațiilor de urgență, derulat de către Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu ISJ și ISU.